Astăzi aș vrea să vorbim despre Kremlin și filmele despre război. Lenin avea un citat în care spunea că pentru educarea populației analfabete, cele mai potrivite dintre arte sunt cinematografie și circul. Sunteți de acord cu această afirmație ciudată? Eu nu mi-aduc aminte așa de vreme, că pe atunci nu eram pe lume, prin anii 20 ai secolului trecut. Dar sigur că s-a mizat mult pe arta cinematografică și cred că în multe le-a reușit ceea ce și-au propus atunci când au decis că cinematografia merită o atenție deosebită din partea regimului. Dar de unde vine dorința asta să țină sub control filmele, cinematografia, regizorii? Păi ei țineau sub control nu doar arta, cinematografia, regizorii, regimul ținea sub control absolut tot. Nu exista nici o publicație scrisă, să zicem, privată, nici o editură privată, nici doar sindicatele. Doar sindicatele aveau, mi se pare, constituiau un domeniu așa, formal, separat de stat, dar în principiu erau și ei o rotiță din sistem care asigura angrenajul pus la cale de regimul autoritar de atunci. Dar vedeți că, iată, lecturarea filozofiei lui Lenin, nu, lumea nu se arunca în așa măsură, nu se aruncau buluc și citeau cărțile lui, doctrinele lui. Dar iată, filmele, ele cumva întotdeauna au prins și chiar și în prezent, filmele despre război se consumă foarte bine, ca pâinea caldă, atât în Rusia cât și în țările ex-sovietice. Și nu doar în Rusia și țările ex-sovietice. Război este pentru personaj, pentru un om de rând, pentru oricine. Război este o încercare care solicită la maximum și forțele fizice și rezistența morală și curajul, îl ai sau nu îl ai. Este un examen pe care îl susține întreaga lume, întreaga comunitate care este implicată într-un asemenea dezastru și evident că și personajele care sunt în această situație, ele sunt interesante pentru actori, sunt interesante și pentru public, fiindcă fiecare din noi, așa cum spunea Vargas Llosa, el zicea că ficțiunea ne oferă o a doua versiune a vieții noastre, pe care nu am avut norocul sau curajul să o trăim. Și războiul este o experiență pe care noi, slavă Domnului, nu o trăim în viața de zi cu zi, iar filmul ne oferă posibilitatea să ne verificăm, să ne testăm ființa noastră în niște circunstanțe pe care viața nu ne le oferă. În acest sens, regimul știa pe ce mizează. Dar mai avea o sarcină. Vorba e că războiul, și mai ales războiul al doilea mondial, pe care în Rusia îl numesc Marele Război pentru apărarea patriei, era o pagină care trebuie rescrisă. A fost o mare umilință și un mare dezastru pentru Uniunea Sovietică acest război. Fiindcă Germania nazistă, care a luptat pe câteva fronturi, a pierdut în total circa 8 milioane de oameni, pe când în Rusia, așa zic acum, au ajuns la 27 de milioane, dar unii zic că au murit mai mulți, peste 30 de milioane. Și deci trebuia cumva să ofere poporului o nouă versiune a acestei istorii. 20 de ani nu a fost sărbătorită ziua victoriei.
nici măcar nu era zi de odihnă, ziua Victoriei. Abia în 1965, când participanții la război s-au cam rărit, când au strâns de pe străzi, au adunat pe toți invalizii și i-au dus, ca să, mă rog, să nu strice impresia, i-au dus în lagăre și i-au pompat cu vodcă ca să nu aibă cine povesti despre ororile războiului, cele care au fost cu adevărat. Fiindcă noi cunoșteam războiul povestit de generali. Abia când a apărut în Rusia literatura locotinenților, adică scriitori, tineri, o nouă generație de scriitori care participase la război și au început să prezinte această istorie personale, destine personale. Domnule Poiate, ei și-au atins scopul, au schimbat fațeta, chipul războiului în mentalitatea cetățenilor. Da, în mare măsură au schimbat și, mă rog, autoritățile au fost nevoite să-și mai revadă anumite doleanțe referitor la filmele care se turnau pe atunci. Am să acum o digresiune și pe urmă am să revin la întrebarea dumneavoastră. Așa, mi-aduc aminte că venise la școală un veteran, eram elev pe atunci, să ne povestească despre războiul la care participase. Și a rămas foarte contrariat de faptul că el, fiind sergent din război, ne povestea că armata cu tare, frontul belorus, frontul ucrainean, el vorbea de parcă ar fi fost, eu știu, ar fi, s-ar fi aflat în preajma lui Jucov sau a lui Stalin, unde se decidea soarta marilor bătălii ale războiului. E când războiul pentru soldatul de rând arată tot altfel. Și în Uniunea Sovietică începuseră deja să apară astfel de filme. Puteți să mă întrebați cum de admis cenzura se întâmple așa ceva. Despre ce filme vorbiți? Eu vorbesc în primul rând de câteva filme care au apărut chiar în anii dezghețului hrușcevist. Așa. Abia atunci a fost posibilă o nouă abordare a războiului și în proză și în film. Până atunci lucrurile erau prezentate foarte primitiv. Este suficient să privim filmul lui Mihail Ghelovani, cu Ghelovani în rolul lui Stalin, filmat chiar la sfârșitul războiului, ca să ne dăm seama cât de primitiv era prezentat. Nemții erau proști, nemții erau mă rog, primitivi, rușii curajoși, și lucrurile astea lăsau o impresie neplăcută, chiar de bulior estetic. Dar filmul Balada Soldatului sau Balada o Soldate are un scenariu foarte bun. Este unul din cele mai bune scenarii pe care le-a avut cinematografia sovietică, mai ales în tematica războiului. Valentin Ejov, un băiat tânăr pe atunci, dar și Grigori Ciuprai, au dat la iveală un film, dar nemaipomenit. Dar, luați seama, eroul principal nu este un general, sau este un soldat de rând care reușește să neutralizeze un tank al inamicului și pentru asta îi spune la dispoziție, știu, îi se oferă posibilitatea să plece să vadă pe maică și să-i repare acoperișul la casă. Da. Îmi place și Zboară cocorii de Calatoza. Și Zboară cocorii. E în alt gen, mai romantic. Mai. Arată cumva războiul fără să participăm direct acolo. Inamicul nu e ilustrat, e ratat mai mult cum i-a afectat pe ceilalți, îndeoseb pe eroina principală. Cumva a apărut o eroină mai neordinară în spațiul cinematografic. Scandaloasă a fost pentru societatea de atunci. Întotdeauna
să zicem, apariția unor noi eroi este una scandaloasă pentru, și pentru autorități, și pentru critici, și una, cum să zic, o surpriză pentru, pentru public care vede, are șansa să vadă o altă abordare. Să-i se deschidă sau să-i se întredeschidă aceste paranteze care se referă și la istoria și la viața din jurul lui, dar și la lumea lui interioară, el, datorită acestor filme, își dă seama cum ar fi procedat el în circumstanțele respective. Dar am vrut să revenim la în ce măsură, iată, au schimbat filmele astea conștiința, mentalitatea sovieticilor și au atins scopul, puterea și-a atins scopul, pentru că în prezent în Rusia, dacă mă uit, ei cumva se țin, Kremlinul se ține foarte strâns de cinematografie și filmele despre război apar, chiar și anul ăsta am văzut un film spre Paris, traduce, Na Paris se numește, și el e un film foarte distorsionat, foarte criticat de critici. Acolo soldații ruși apar ca... Dar vedeți că au schimbat ei cumva, mulți din ei au schimbat chestia asta romanțată și au făcut din... Iată filmul ăsta despre care vorbesc, acolo soldații ruși apar ca niște tipi care beau multă vodcă, care merg la prostituate, dar totodată au niște principii cavaleriești. Mai este un film care anul trecut, pare mi s-a apărut, T-34, acolo soldatul rus apare ca un... la sfârșit, spre sfârșitul filmului, cumva soldatul ruș dă mâna soldatului nazist ca un semn de respect. Dar suntem dușmani, dar totodată există și un loc de respect. Și cumva au apărut niște filme denaturate, așa, mai puțin talentate chiar și decât cele sovietice. Ce se întâmplă? Adică de unde vine? Că totodată există o lege care interzice să se facă filmele despre cel de-al doilea război mondial în Rusia, în care n-ar avea o bază reală, n-ar avea lucruri reale la fundament, la temelie, dar totodată apar istorii foarte pervertite, distorsionate. Ce se întâmplă? Cum credeți? Ei, în primul rând, pentru mine este o mare enigmă faptul că este trecut cu vederea implicare activă și decisivă în al doilea război mondial a Statelor Unite ale Americii, de exemplu, ale țărilor din Europa Occidentală, și pentru sovietici, pentru ruși, războiul al doilea mondial a început la 22 iunie și s-a încheiat la 9 mai. Niciodată, nici alta nu corespund adevărul istoriei, dacă vorbim de al doilea război mondial. Mai ales că al doilea război mondial a fost provocat și inițiat de Uniunea Sovietică, inclusiv Uniunea Sovietică și Germania au reîmpărțit Europa în 1939-40. Ei au fost cei care au atacat Polonia și au împărțit-o. Ei au fost cei care au organizat atunci o paradă militară comună în Polonia. Acum, prietenia dintre Rusia și Germania, dintre fostul inamic de pe timpuri, este mai strânsă decât dintre Rusia și Statele Unite ale Americii, care au acordat un ajutor nemai văzut. Land-lease-ul. E vorba de acest land-lease. Zeci de mii de avioane, combustibil, conserve, camioane, avioane, metal, așa, legendara Catiușă era instalată pe automobile americane. Camioane. Rușii nu aveau asemenea construcții care să permită instalarea acestei arme pe care, cu care se mândresc și care au avut într-adevăr un rol important în timpul războiului. Dar acum se întâmplă în Rusia un lucru foarte alarmant,
pentru cei care, pentru mințile lucide din Rusia, care din păcate sunt cam puține sau nu prea au curaj să se expună, dar și pentru lumea întreagă, are loc un proces de militarizare a conștiinței în masă. Mai ales după 2014, când au început evenimentele din Donbass, după acapararea Crimeei, această militarizare a conștiinței și a spațiului mediatic, televiziunile, în primul rând, abundă de... Noi nu prea privim aceste programe, slavă Domnului, dar abundă în continuu programe de orientare militaristă, revanșistă, pe locuri chiar fascistă. Dar există... Moldovenii privesc filme rusești și privesc foarte cu poftă mare. Deci, cum credeți, pe noi cumva mentalitatea moldovenilor e afectată de cinematografia rusească în prezent? Nu numai de cinematografie. De televiziune, da. În profunzime, eu când aud, să zicem, oameni de vârsta mea care zic că a fost bine pe timpuri, mă rog, pentru unii, într-adevăr, a fost bine. Vecina mea care a lucrat la bufetul Comitetului Central și în fiecare seară venea acasă cu geanta plină, cred că pentru ea a fost bine. Și după 90, mă rog, a fost lipsită de această sinecură. Pentru majoritatea a fost greu, mai ales pentru intelectualitate, pentru oamenii cu inițiativă. Când aud tineri, 20 de ani, care s-au născut în anii de independență, care nici nu au cunoscut, care zic și afirmă cu toată certitudinea că a fost, nu că a fost bine, a fost mai bine atunci. Asta demonstrează cât e adânc a pătruns acest virus și cât de greu ne va fi să ne debarasăm de aceste influențe care, cum să zic eu, ne dezorientează și nu ne permit să ne concentrăm pe lucruri mai importante și viabile pentru noi. Domnule Poiată, dar cum facem diferența dintre un film propagandistic și unul de calitate, un art house? Pentru că, iată, de exemplu, eu scriu o carte sau fac un film și întotdeauna artistul are la îndemână chestia asta că poate distorsiona, cumva modifica, că să aduc sub aspect așa artistic, frumos, ambalat. Dar care-i limita asta dintre... Cum înțelegem diferența dintre un film propagandistic și unul de calitate? Nu e ușor. Trebuie să recunosc acest lucru. Mai ales că sunt filme propagandiste făcute talentat. Da. Și acolo e și mai greu să-ți dai seama. Și ele, dacă se înscriu într-un anumit trend, cum zicem noi în ultimii ani, ideologic, cu care lumea s-a obișnuit deja, sunt niște clișee care e foarte greu să le să le dezrădăcinezi din mentalitatea noastră. Eu să dau un singur exemplu. Noi la școală am învățat că, mă rog, socialismul înseamnă în primul rând industrializarea Uniunii Sovietice. Dar eu citesc confesiunile unui general în retragere de la securitate, care povestește cum a fost construit construită uzina de tractoare din Stalingrad. E cel mai, mă rog, un obiectiv cu care s-a lăudat mereu propaganda sovietică. Această uzină mai întâi a fost montată în Statele Unite și adusă pe 201 corăbii și reasamblată în Stalingrad de ingineri americani. Și foarte multe lucruri au fost făcute în acea perioadă, pe de o parte de ingineri străini, pe de altă parte de deținuți sovietici. Fiindcă deținuții nu erau, mă rog, arestați pentru anumite crime, așa cum li se... credeam noi. Exista o comandă. Avem nevoie de, să zicem, 500.000 de brațe de muncă
la canalul Volga-Don. Și erau arestat 500 de mii și trimiși acolo ca forță de muncă care nu trebuia plătit. Domnule Poiată, filmele, da. Eu cred că discuția, filmele doar sunt doar un pretext, da, da. Care ne-ar permite și ne-ar obliga să extindem aria noastră de analitică, de investigație și să vedem care a fost în esență acest regim și cât de străin firii omenești a fost acest regim. Da, domnule Poiată, iată, dumneavoastră cu ochi de cineast, știți foarte bine că iată, sunt regizori care au turnat filme și în perioada sovietică și în perioada asta. Nikita Mihalkov, care turna filme în epoca sovietică, e diferit de Nikita Mihalkov, care toarnă filme în epoca lui Putin. Haideți să facem aici o mică precizare. Când e vorba de Tarkovski, Konchalovski sau Nikita Mihalkov. Mă rog, în presa oficială acest lucru nu s-a spus pe atunci, dar în 1976, fiind participantul conferinței Unionale a Tinerilor Cineaști, eram la etajul 2 în sala cea albă și în fața noastră a luat cuvântul Filip Timofeevici Iermaș, care era președintele Comitetului pentru Cinematografie. Luase cuvântul deja niște tineri cineaști care, mă rog, își împărtășeau planurile, speranțele. El s-a ridicat și a spus: dragii mei, în Uniunea Sovietică vor experimenta Tarkovski și Konchalovski. Iar voi veți face filme sovietice. Ați înțeles? Da, bun asta. Au fost câțiva regizori cărora li s-a permis să un pic de libertate. Ei doar nu au făcut filme antisovietice. Ei nu au pus la îndoială temeliile celui regim. Dar au avut posibilități mai, mai largi pentru a se manifesta, pentru a-și realiza proiectele. Și am să mai dau un exemplu. Andron sau Andrei Mihalkov Konchalovski a făcut primul film după o novelă a lui Chinghiz Aitmatov care se numea Primul Învățător. Era filmul lui de debut și s-a oferit posibilitatea să facă la Kirghiz Film, patria lui Aitmatov. Dar în film apare o eroină îmbrăcat, nudă, ceea ce în mediul islamic este un sacrilegiu. Da. Și s-a decis la conducerea Kirghiziei, a decis că acest film va fi interzis. Și Andrei a făcut un lucru pentru care putea fi judecat pe atunci. El a sustras filmul din studio și a plecat cu el la Moscova. Și a dus la taică-său, Serghei Mihalkov, care era autorul imnului. Imnului sovietic și a rămas autorul imnului Rusiei, da. Care a sunat lui Suslov, pe atunci secretar de ideologie a Comitetului Central. Hel Andreevici, ni căteți mi voi păsmântreți cartinul. Hel Andreevici, împreună cu Mihalkov, a privit filmul. Și Suslov telefonează pe primul secretar din Kirghizia. Am auzit că a trecut un film nou acolo, a venit un tânăr regizor de la Moscova. Da, noi am interzis filmul. Foarte bine, dacă considerați că acest film nu trebuie demonstrat în Kirghizia, sigur că aveți perfectă dreptate. Dar în restul țării, în Uniunea Sovietică, ar putea să fie prezentat publicului. Și atât în felul ăsta a fost salvat cineastul Andrei Konchalovski. Altul în locul lui și-a fi pus cruce carierei cinematografice, având în debut un film interzis. Da. Deci asta e, pentru paradă, pentru vitrină. Erau câțiva regizori cărora li se permitea să... Și erau masa de regizori pentru care exista
apropo de direcție, aș fi vrut să vorbesc un pic de filtrele prin care trebuia să treacă un proiect de film în anii de până la 90. Așa. Culege pentru scenarii. Da, trebuia să facă trei versiuni ale scenariului. Fiecare în parte era discutată, se făcea o listă de sugestii. Mai apoi era prezentat la Comitetul pentru Cinematografie a Republicii, apoi la Comitetul pentru Cinematografie a Uniunii Sovietice. Dar atunci când era vorba de un film despre organele de miliție sau despre armată, ni se impuneau niște consultanți de la Direcția Politică a Armatei, de exemplu. Sau dacă filmul era despre milițieni, un general de la miliție trebuia să citească scenariul și să echipului să ne consulte. Dar, de fapt, asta era o cenzură suplimentară. Fiindcă cenzura nu era doar reprezentată de un singur organ, așa zis, un glavlit, care trebuie să spună, nu prea se implica în zona artisticului. Ei aveau grijă să nu fie divulgate secrete de stat. Și cam atât. Dar interveneau consultanți de tot felul. Dacă era un film istoric, să zicem aici la noi, la Chișinău, care se referea la zona, la perioada interbelică, apăreau doctori în științe de la Academie, care ne spuneau că asta se poate, asta nu se poate. Da, aici s-au făcut Deci, filme despre război în Moldova Sovietică. s-a făcut și aici cât ceva, dar Ați deci, participat la vreun proiect? maestru în asemenea filme, la asemenea filme, era Vasile Pascaru, Dumnezeu să-l ierte, despre care se spunea că filmele lui trebuie privite din tranșee. Dar pentru că se împușca mult. Dar scenariile erau venite de la Moscova. Am Nu înțeles. era o privire asupra războiului a unor eroi proveniți din spațiul nostru. Erau niște istorii, că deja apăruse așa un detașament de scenariști buni, meseriași, care aveau relații la Comitetul Cinematografiei de la Moscova și îi spuneau: Vasea, poate scenarii care vor să zăpostiți zavtăra. Puteți snimați. Și Vasile, știind că acești scenariști de la Moscova îi vor asigura lansarea în producție și el nu va fi nevoie să aștepte un an sau doi aceste interminabile corespondențe și dialoguri telefonice dintre Moldova Film și Comitetul Cinematografiei de la Moscova, accepta și făcea aceste filme. Nicolae Sinencu și Vasile Bescan au făcut un prim film, unul din puținele filme despre război, Tunul de Lemn. Dar acolo e vorba de o baladă, de o parabolă mai degrabă, decât, eu știu, un film care și-ar fi propus să spună adevărul despre destinul basarabenilor în al doilea război mondial. Pare mi se că avea Gaziu un film, dar dacă nu mă greșesc, era mai mult după război, El cu a Gheorghe fost Grâu. la perioada interbelică, la anul 40 și după a avut mai multe. Inclusiv unul despre ziarul Iskra al bolșevicilor din Rusia. Vorba că după 1970, când a apărut o hotărâre foarte drastică a Comitetului Central, a plenarii Comitetului Central de aici de la noi, în urma căreia au fost destituiți Mursa, care pe atunci era director la studio, unor regizori li s-a interzis să mai filmeze, filmele lor au fost puse la poliță, așa se spune atunci, la Index, și regizorii au trebuit să decidă. Scriitorul, mă rog, face un roman și îl pune în sertar ca să în așteptarea unor timpuri mai bune, dar un regizor ce poate face? Dumneavoastră ați avut vreo invitație să participați la vreun proiect despre vreun război, despre... Nu, eu am venit la studio deja în 1978. Primul meu film a fost, era scenariul meu de licență, dar se numea Voiaj de nuntă în trei, pe care mi l-au ciopărțit. I-am nimerit într-o fel de ciocan și un coval. Aici mi se cerea
un film publicistic, fiindcă, mă rog, nunțile astea moldovenești se transformaseră pe atunci încă în niște afaceri, niște, știu, parade ale bogăției și ale ambițiilor moldovenilor. La Moscova spuneau, că Mihai, te știu, у нас Россия голодает, торговая ветвь этажа де фарфорич, примесила нунцели молдовенешт. Ну, 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 хотя бы там на красном. Шпарь на урма, сигур, к нам будут... Дар ант тим, как се зик ё, у на доля сценарий са показ ламонтеза Ион Попеску Гопо, президент ю ну инчиняшлу дин Румыния, шкер фирмасы. Vreo 20 de minute, îmi pare, de metraj util, dar, din păcate, Salmanu a decedat în urma unui atac de cord și nu a mai dus la bun sfârșit acest proiect. Ei, între timp, s-au schimbat lucrurile în domeniul cinematografiei, care a încetat să mai fie o prioritate pentru Republica Independentă Moldova și Moscova a încetat să mai financeze firmele noastre chiar înainte de 1991, așa că nu mai era vorba să ne diversificăm tematica, dar să supraviețuim și să rămânem o națiune cinematografică, cum spunea Băteanu. Domnule Poiată, la sfârșit, recomandați-ne nouă tinerilor și celor care o să privească acest interviu, trei filme care ar merita privite despre război, făcute despre cel de-al doilea război mondial. Eu știu, dacă nu mă gândesc prea mult, cred că, în primul rând, filmul lui Ciucrai, Balada despre soldat, poate ar trebui să privească filmul lui Bondarciuc, Ani Strajarii za Rodinu, fiindcă acolo vedem cruzimile războiului pentru prima oară, poate. Un film al lui Alexei German, care se numește 20 dni bez vojny. Și poate să ne priviți, știu, un film al Elem Klimov, Idii Smatri. Idii Smatri, foarte înfiorător, dar adevărat. Da, un film înfiorător, sigur că da. Noi, fiindcă filme din astea, voi, tu, administrarii, așa niște... istorii siropoase din timpul războiului. Da, mă rog, la război lumea mai și râdea, mai spunea bancuri, mai... dar nu doar ele au dreptul să oglindească această perioadă. Dacă vrem într-adevăr să ne dăm seama ce este război. Dar poate că mai bine ar fi să privească un film care se numește În Zapadnom Fronte Bez Peremen, realizat de un pământean de-al nostru, Lewis Milestone, la Hollywood, după Remarque. Evreu din Basarabia. Evreu din Basarabia, da, primul dublu laureat al premiului Oscar. Da, da. Și privească acest film. Eu mi-aduc aminte o scenă atât de răscolitoare. Doi soldați, unul are cizme mai trainice, mai bune și este invidiat de toți camarazii. Ca într-o bună zi să fie rănit, să moară și cizmele se revină unui camarad. Și este așa un fel de... un roman în jumătate de minut, probabil. Cizmele astea trec din picioare în picioare. Și în cizmele acestea sunt omoriți vreo 10 camarazi de-ai lui. O expresie cinematografică, o imagine plastică, tremurătoare a războiului. Și, dar, cum să zic eu, în afară de filme, ar trebui băieții care se interesează să cunoască un pic și o altă istorie a războiului al doilea mondial. Al doilea mondial și nu al marelui război pentru apărarea patriei. Domnule Poiată, vă mulțumesc foarte mult pentru interviu și vă doresc multă sănătate. Să trecem cu bine de această pandemie. Mulțumesc. Este și acesta un război. E de altă natură și le doresc băieților curioși să vadă filmul despre război, să supraviețească cu bine acestui
război de tip absolut nou pe care civilizația trebuie să îl în care trebuie să învingă neapărat civilizația, că altfel Da. ceva ce Așa să fie.